Săptămâna asta vom discuta despre face bine sau mai mult rău ca un copil începând de la 14 ani să meargă la sala de forță și să apuce să ridice greutăți. Care să aflăm? Mulți părinți se întreabă și nu știu dacă să lase sau nu copiii de la vârsta de 14 ani la sala de forță sau nu, pentru că cică se zvonește că antrenamentele cu greutăți stopesc creșterea și dezvoltarea adolescentului. Dar oare această afirmație este adevărată? Înainte să răspundem la întrebarea aceasta, fii sigur că te abonezi la canalul meu de YouTube, vin cu filmuleți nou în fiecare vineri, apasă și pe clopoțelul acela ca să fii notificat instant. Deci de unde vine zvonul acesta? Și a început de la părinți îngrijorați care au citit vreun articol dintr-o revistă sau ziar pe vremuri, sau de la prietenii aia geloși care au vrut să te convingă ca să nu faci sală pentru că sala e pentru cocala. Spre ușurarea tuturor zic că da, este ok ca un copil începând de la 14 ani să meargă la sala de forță și nu numai că nu afectează creșterea, ci este mai sigur și low risk ca multe alte sporturi ce ar putea face. Există și un dar, și un dar mare. Printre toate beneficiile pe care ar putea să aducă antrenamentul cu greutăți, nesupravegheat și neîndrumat, copilul chiar poate să pățească ceva. Executând exercițiile greșit, crește riscul de accidentare semnificativ. De aia sugerez ca să fie îndrumat de un antrenor personal, măcar la început până învață exercițiile de bază și execuția lor corectă. Și nu pentru că sunt eu antrenor și acum bagă și asta reclamă ca să-și facă clientură. Nu, pentru că hai un mic story time. Și eu m-am dus la sală la vârsta de 14 ani și pe vremuri nu erau atâția antrenori cât sunt acum. Învățai prin încercări și eroare. Am învățat și foarte multe prostii de la mulți fraieri, dar și foarte multe lucruri utile și informative de la oameni deștepți cu experiență. Dar toată treaba asta până am acumulat toate informațiile necesare ca să am un pic de habar de ce fac la antrenamente și cu corpul meu a durat aproximativ 5-6 ani. 5-6 ani de încercări și greșeli să încerci toate antrenamentele și exercițiile recomandate și auzite de tot felul de persoane, să experimentezi tu pe corpul tău de ce funcționează și ce nu. Țin minte că eram la sală și vreau să fiu la fel de puternic ca mulți alții din sală și atunci pe vremuri aveam cam 60 de kg, nu mai mult. Și eu vroiam să împing 120 la piept. Vezi să nu. Au trecut ani și doar oasele și articulațiile m-au durut. Nici un pic de dezvoltare, nici masă musculară, iar nici în forță. Și de asta zic că cu un antrenor personal poate să învețe direct toate exercițiile de bază, execuția lor corectă, sub ochii unui profesionist. Și grijă la profesioniști că o diplomă obținută în 4 săptămâni nu face ca cineva să fie profi. Acum să înțelegem cum se întâmplă creșterea și dezvoltarea oaselor în adolescenți. La vârsta adolescentă ți se dezvoltă oasele. În primul rând trebuie să înțelegem înălțimea și structura ta este dirijată direct de geneticul pe care o ai. În al doilea rând, în perioada de dezvoltare a adolescenților, oasele lungi, ca și oasele în picioarele tale, au în capete plăci epifizare, numite și plăci de creștere. Acestea sunt responsabile pentru lungirea oaselor. Supuse la șoc și lovituri, într-adevăr se pot deteriora, cauzând stoparea în dezvoltare a adolescentului. Dar asta în cazul sporturilor de contact, lupte, box, karate, la fel posibil și la fotbal și basket, unde forța impactului este mare și este absorbită de copil. Iar unde gimnastica și antrenamentele cu greutăți executate corect nu sunt de impact mare, sunt mișcări controlate executate în biomecanica naturală a corpului. În anul 1964 în Japonia, o echipă de cercetători au observat că copiii care lucrau la țară și făceau muncă grea erau mai scunzi în înălțime. S-au gândit că era din cauza sarcinilor grele și efortului mare depus care a cauzat oprirea în creșterea și dezvoltarea lor. Asta s-a dovedit să fie adevărat doar în cazurile de fracturi de oase, iar copiii alea din Japonia erau lucrați până la epuizare, la fel erau și subnutriți. Peste an s-a dovedit ca ipoteza asta să fie chiar foarte greșită și în 2014 au făcut studii concrete și s-a dovedit ca sporturile de efort mare, precum și gimnastica și haltere, ar fi chiar beneficial pentru dezvoltarea și formarea oaselor în timpul și după pubertate. Au potențial osteogenic, adică de a forma oase, și stimularea testosteronului, hormon care face ca bărbatul să fie mare și dezvoltat. În al treilea rând, nu sunt eu așa de bătrân. Dar m-am copilărit în anii 90, ce înseamnă că prietenii mă strigau afară la joacă, ce înseamnă șotron, țară, țară, vrem mustași, rațele și vânătoare, da prinsele, da ascunsele, ăla cu elasticul.
Și zile întregi când ne cățăram acolo sus pe copacii de corcodu și la Censan. O grămadă de tracțiuni până ai ajuns acolo sus în vârful copacului, nu? Și la școală afară în curte, alergând în fiecare pauză. Încă erai pedepsit dacă proful te-a prins că ai rămas în clasă. Trebuia să fii bolnav sau ceva ca să nu ieși afară în curte. Dar copii mai fac astea? Sunt ei la fel de activ cum eram și noi? Mai bate vreun prieten din palme jos să ieși afară? Se mai joacă jocurile astea? Nu prea cred. Stau mai mult cocoșați pe scaune și paturi cu o tehnologie în mână și activitatea lor e la un sfert cât era la noi. La vârsta de 14 ani deja au făcut o cifoză din cauza lipsei de mișcare. Sportul întărește și capacitatea cognitivă, face ca să fie mai deștept, să gândească mai limpede, să aibă poftă de mâncare mai bună, nopțile să doarmă mai bine și normal face bine și e sănătos și pentru fizicul lui. În plus, un antrenor bun face ca să aibă și disciplină și respect, nu doar un fizic bun. Deci acum chiar mai faci griji ca copilul tău ar pierde un centimetru? Și în a patra rând, hai să folosim un pic logica. Ai văzut tu la sală vreodată doar pitici? Sau la basket, nu sunt și acolo persoane scuns? Să fim serioși. Dacă maică ta are 1,80 și taică ta are 2 metri înălțime, crezi că tu vei avea doar 1,50 pentru că la 14 ani a făcut biceps cu haltere? Deci poți lăsa ca copilul să meargă liniștit la sală sub îndrumarea unui antrenor care se pricepe. Dacă mai ai ceva întrebări la care doresc să îți răspund, scrie-le în secțiunea de comentarii de mai jos, dă-i un like, abonează-te și ne vedem data viitoare!